Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! An la rând, sectorul suin din România a fost destabilizat de pesta porcină, o pandemie care a făcut ca această industrie să fie îngenunchiată, iar pagubele să fie incalculabile. În plus, importurile ieftine de carne au făcut viață grea producătorilor autohtoni. Fermierii spun că industria de creștere a suinelor are nevoie de o susținere totală, cu strategii atât pe termen scurt cât și pentru un viitor mai îndepărtat. Larisa Ene, liderul Asociației Fermierilor cu Investiții în sectorul suin, spune că lucrurile sunt atât de grave, încât crescătorii preferă să-și închidă fermele decât să mai investească în acest sector. Nu există semne ca această zonă să revigoreze. Drept urmare, avem fermieri care au dispărut, fermieri care nu vor mai popula, care au avut peste o dată de două ori. În schimb, avem micii crescători care există, micii crescători între ghilimele, pentru că nu sunt nici autorizați, sau mai bine zis amsari. Acolo nu este o problemă. În timp ce crescătorul dispare, în timp ce am dat fonduri să se facă ferme de porci, care pur și simplu au dispărut după 10 ani, nu asistăm la o revigorare a sectorului, asistăm la o dispariție a sectorului. Din păcate, nu putem să subvenționăm în continuu acest sector. El trebuie reglementat, trebuie să existe o politică clară pe termen lung, ca fermierii noștri să poată rezista pe piață. Vor exista banii pe COVID care se vor da sectorului suin. Din păcate, acești bani nu rezolvă problemele de fond ale sectorului. În primul rând, importurile la un preț foarte mic. În al doilea rând, marea problemă, pesta porcină africană și piața. Prețul pieței. Faptul că românul nu își permite să cumpere porcul crescut în România, nu pentru că este mai scump sau este produs pe bani mai mulți decât cel din afară, ci pentru că cel din afară este susținut. Nu știm să spunem cum, este perfect adevărat că niciodată nu am văzut dacă este într-adevăr subvenționat direct sau indirect porcul din afară sau carnea care vine în România, dar acest sector trebuie reglementat cu politici reale, concrete, pe termen lung, pentru ca fermierii noștri să-și poată dezvolta activitatea și să nu se transforme în simpli, mă rog, nici măcar beneficiarii fermelor, pentru că aceste ferme sunt închiriate. Ei nu-și mai exercită activitatea. Rămânem tot la implicațiile nefaste pe care pesta porcină africană o are în plan global asupra industriei de creștere și prelucrare a suinelor. Italia a anunțat din nou prezența PPA în mai multe ferme. În plus, au fost detectate cazuri în regiunea Roma, la mistreți. În ultimele luni, mass media din peninsula a prezentat imagini cu familii de mistreți plimbându-se prin zonele rezidențiale ale capitalei, hrănindu-se din coșurile de gunoi. Reprezentanții principalului sindicat agricol din Italia au alertat guvernul cu privire la răspândirea îngrijorătoare a pestei porcine în această țară. Se cer intervenții rapide pentru sacrificare și lupta împotriva proliferării mistreților pentru a opri răspândirea PPA. La sfârșitul lunii mai, un focar a fost descoperit la o fermă germană, la 6 km de granița cu Franța. Apropierea bruscă a virusului a provocat un val de îngrijorare în industria franceză a cărnii de porc. În Germania, în zona restricționată din jurul focarului, supravegherea faunei sălbatice a fost făcută din aer cu drone, iar la sol cu zeci de echipe însoțite de câini specialiști dresați. România a înregistrat cele mai multe focare de pestă porcină africană descoperite în întreaga Europa, mai exact 160 de focare. Nici pe celelalte continente situația nu este mai bună. În perioada ianuarie 2020 și aprilie 2022 au fost identificate peste 1,1 milioane de cazuri în 35 de țări de pe 5 continente, potrivit datelor Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. O rază de speranță pentru a pune capăt dezvoltării pandemiei de PPA vine din Vietnam, care a anunțat că a dezvoltat un vaccin împotriva acestei boli. Siguranța și eficacitatea acestuia au fost confirmate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite. Revenim în țară la Asociația Industriei pentru Protecția Plantelor din România, care a invitat partenerii asociației și reprezentanții presei la un eveniment inedit pentru industria de profil din România. Un dialog deschis despre hrana din farfurie, conferință pe teme vitale pentru agricultura viitorului, a deschis o nouă perspectivă în privința strategiilor europene care au în centrul atenției protecția plantelor și siguranța alimentară. Evenimentul desfășurat la Herăști, județul Giurgiu, a inclus și o vizită
venit la Alchimex, cea mai mare fabrică românească de produse de protecție a plantelor. AgroTV a fost prezentă ca de fiecare dată alături de AIPROM și vă prezentăm cele mai interesante aspecte din cadrul evenimentului. Sigur că lucrând în această industrie, noi suntem foarte deschiși să vă dăm răspunsuri cât mai detaliate, dar ne vom plia după nevoile dumneavoastră. Dar cred că avem și noi destul de multe lucruri interesante să vi le spunem. Nu dorim să vă schimbăm opiniile, dar dorim ca dumneavoastră, atunci când vă formați opiniile, să aveți toate informațiile de care credem noi că aveți nevoie. Din punct de vedere autorizare produse de protecție a plantelor, Europa e împărțită în trei zone: nord, centru și sud. E o împărțire geometrică cu linia pe hartă, pentru că, de exemplu, noi intrăm în zona centrală, Bulgaria intră în zona de sud. Deci dacă vrei să folosești un produs din zona de sud în zona centrală, ai nevoie de niște studii suplimentare și invers, chiar dacă noi și Bulgaria cred că avem aceeași climă. Ce înseamnă un produs contrafăcut? Vă dați seama, un produs care nu este original, nu știm ce se află înăuntru ca substanță activă, nu este testat, nu este autorizat, nu este reglementat. Pe lângă produse contrafăcute, se mai vând și produse ilegale, care pot fi atât produse care nu sunt autorizate în România, sunt autorizate în alte țări, dar noi le numim ilegale într-un singur cuvânt. Ce sunt pesticidele? Păi, pesticidele reprezintă o travă din farfurie. Și nu a oricui, ci a românilor. Cu ce aceste substanțe sunt mai dăunătoare decât medicamentele? Multe clase de clase chimice de pesticide sunt comune cu cele ale medicamentelor. Deci sunt substanțe chimice care intră în contact direct cu organismul. Trebuie să-l reglementezi, tu trebuie să știi ce este acolo și, de fapt, rolul stabilirii acestor limite maxime de reziduri admise, că, de fapt, acesta este termenul, este, de fapt, reglementează cât reziduri trebuie să se mai găsească în produsul X sau în produsul Y, în momentul în care planta și-a terminat procesul de metabolizare. Insistăm pe necesitatea reglementărilor care să aibă la bază date științifice. Avem nevoie ca fermierii să aibă la dispoziție un set de instrumente care să le permită să-și crească productivitatea și să le permită să rămână competitivi. Într-adevăr, companiile se adaptează și am început să ne adaptăm cu toții și fiecare dintre noi venim cu portofoliu de produse biologice. Dar suntem conștienți cu toții că aceste produse biologice nu au sau eficacitatea produselor chimice. Vin în completare. Ne place să ne lăudăm sau să mergem în grădină, vreau și un pui de casă. Da, ok, nu-i nicio problemă, dar consumatorul trebuie să aibă de ales. Cel care are bani și poate să dea pe un pui crescut în condiții de, 70 de lei, este treaba lui, își permite asta, dar trebuie să avem produs și pentru cel care cumpără un pui cu 15 lei, 20 de lei, 30 de lei. Deci trebuie cele două modele de agricultură să coexiste. Numele meu este Coșma Bogdan. Lucrăm în circa 900 de hectare în momentul de față. În ultimii ani am avut probleme foarte mari cu diabrotica. În 2019, 280 de hectare au fost afectate. Larva de diabrotica a tăiat rădăcinile porumbului. În urma acestui atac am avut o pagubă de peste 40% din producție. Reprezentantul Chemark ne-a recomandat Microseed Geo în cantitate de 15 kg pe hectar. Estimăm o producție de 10-11 tone la hectar în acest an. Dăunătorii la sol, Diabrotica sau Agriotes, se hrănesc cu rădăcinile plantelor și pot diminua cu peste 50% producția. Microseed Geo, cu aplicare la sol, asigură o protecție de durată prin efectul de vapori, oferind și nutriția la start. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Utilizarea pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor sau municipiilor se va putea face numai de către crescătorii de animale, care au animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și sau în sistemul de identificare și înregistrare
a ecvideelor. În exclusivitate pentru AgroTV, George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat, a venit cu mai multe explicații privind noua lege pe care Senatul României a votat-o recent. Propunerea a fost trimisă astfel la Camera Deputaților, for decizional, și urmează să fie dezbătută și votată de deputați. Eu am militat întotdeauna că aceste suprafețe de pași și pășuni trebuie să fie administrate și exploatate doar de către crescătorii de animale. Unul, nu spun că cel mai important, dar unul din aceste aspecte negative, că în, cel puțin în ultimii ani, aceste suprafețe au ajuns să fie exploatate de către societăți comerciale, parte asociații, dar societăți comerciale care au obiect de activitate vânzarea de nutreți și în special partea de fân și posibilitatea de a beneficia de aceste sume de sprijin pe suprafață, cum sunt și o sumă semnificativă, spun eu, pentru pajiști, aproximativ 245-250 de euro per hectar, înseamnă o sumă importantă. Aici aș vrea încă o dată să clarific, am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, această subvenție pe suprafață, pe pajiști, în mod normal, sumele primite trebuie utilizate tocmai pentru întreținerea, îmbunătățirea calității solului și astfel încât, indirect, animalele, beneficiarii care cresc animale să utilizeze într-un mod rațional și totodată să aibă uzufruct după îmbunătățirea și întreținerea acestor suprafețe. Din nefericire, am spus-o încă din mandatul când eram deputat, că această mișcare, acele condiții oarecum cumulative la vremea aceea, prin care trebuia să faci dovada încărcăturii de animale de 0,3 UVM-uri până la data de 31 martie a anului și întreținerea minimă printr-o cosire a suprafeței, erau cele două condiții cumulative pentru a obține sprijinul. A fost amendată legea de aprobare a ordonanței 34 și până acum o săptămână, așa cum cred că acum cam 3 săptămâni la dumneavoastră în emisiune am spus că va fi pe plenul Senatului și va fi votat raportul de modificare a ordonanței 34, astfel încât aceste două condiții să nu mai fie cum au fost până astăzi. Să faci dovada încărcăturii de animale sau să demonstrezi că ai făcut o simplă cosire, ceea ce nu e suficient. Ala care face o cosire nu are și animale. Și atunci aceste două teze le-am separat prin două amendamente. Și așa cum vă spuneam, săptămâna trecută au fost votate în plenul Senatului și a mers la proiectul de lege cu un raport de adoptare, a mers către Camera Decizională, Camera Deputaților. Sper că și colegii din Comisia de Agricultură din Camera Deputaților să voteze în această formă. Conflict generat de utilizarea pajiștilor situate în nordul județului Argeș, mai precis în comunele Corben și Albești, acolo unde neînțelegerile dintre asociațiile crescătorilor de animale și primării au ajuns până la prefectură. Ițele încurcate trebuie rapid descălcite pentru că în această perioadă au fost depuse deja la sediul APIA județean solicitările pentru acordarea subvenției pe anul în curs. Ca în fiecare an, asociațiile crescătorilor de animale interesate de asigurarea pajiștilor pentru pășunat inițiază demersuri în vederea licitațiilor către proprietarii suprafețelor aferente, doar că în acest an au apărut neînțelegeri și acuzații reciproce, care au ajuns până la prefectura județului. Referitor la situația de la Corben, dar o știu, acolo, printr-o hotărâre de Consiliu Local referitor la concesionarea unor pajiști, s-a adăugat la lege, introducându-se niște termene până la care trebuiau înregistrate niște animale. Prefectura a sesizat acest lucru Consiliului Local, solicitând modificarea hotărârii de Consiliul Local în sensul eliminării acelor termene. Supusă la vot, consilierii locali de la Corbeni au considerat că e bine așa cu termenele, că prefectura le-a trimis adresă degeaba. Ulterior, nu știu exact dacă s-a ținut licitația sau a fost o încredințare directă, e posibil. Situația din comuna Corben nu este singulară. Discuții sunt și în comuna Albești. Acolo este altceva, acolo este un contract ajuns la termen.
și scos din nou la licitație pajiștile respective, pășurile respective. Nu există nicio sesizare referitor la Albești, dar cel puțin până la momentul de fapt. APIA Argeș a confirmat în exclusivitate pentru AgroTV că Asociația Producătorilor Ungureni Pământeni Albești Argeș a depus cerere unică de plată pentru suprafața de 40 de hectare, în timp ce Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Dobroțu a solicitat pentru 273 de hectare. Pentru alte 172 de hectare de pe raza Comunei Corbeni, cere sprijin Asociația Crescătorilor de Animale Valea Argeșului Oești, iar Asociația Crescătorilor de Animale Corbeni 2010 a depus și ea cerere unică de plată pentru alte 1291 de hectare. Vă doriți un îngrășământ foliar pe care să-l aplicați la toate culturile agricole și horticole? Fie că aveți o livadă, solarii și sere cu legume sau culturi pe care le veți amplasa în curând în câmp, porumb, floare sau chiar culturi înființate în toamnă, precum cereale păioase, rapiță, vă recomandăm aplicarea îngrășământului Folic N Universal. Cum vă ajută Folic N Universal? Ei bine, acest fertilizant foliar complex conține 14% azot, 5% pentoxid de fosfor și 7% oxid de potasiu. Previne și reduce efectul negativ pe care îl are carența de microelemente și aprovizionează plantele cu macroelemente de bază. Îl recomandăm pentru stimularea creșterii și dezvoltării plantelor, precum și pentru aprovizionarea plantelor pe care foliară cu elemente de bază, azot, fosfor și potasiu. Folic N Universal ajută totodată la stimularea proceselor fiziologice, îmbunătățind în același timp absorpția substanțelor nutritive prin rădăcini. Pe lângă aceste aturi, Folic N Universal mai are și următoarele avantaje. Compoziția perfect echilibrată a elementelor nutritive asigură o absorpție rapidă și eficientă. pH-ul neutru mărește gradul de asimilare al elementelor minerale și permite utilizarea eficientă a produsului în amestec cu produsele de protecție a plantelor. Sistemul tampon, care reglează și stabilizează soluția de stropit în timpul efectuării tratamentului. Aplicat în doză de 3 până la 5 litri pe hectar la cereale păioase, rapiță, porumb, floarea soarelui, căpșun, pom fructifer, legume în câmp, dar și în spații protejate, ajută la obținerea unor producții mari și de bună calitate. Rețineți! Agri îți oferă două analize foliare pentru a folosi la maxim îngrășămintele foliare din gama Folic. Contactează echipa Agri pentru a vedea care sunt condițiile necesare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ia în calcul acordarea unor derogări pentru tratamentele cu substanțe neonicotinoide la culturile de păioase. Inițiativa vine din partea mediului asociativ de fermieri în condițiile atacurilor tot mai puternice ale dăunătorilor. Secretarul de stat MEADR Costin Telehuz a vorbit la AgroTV despre posibila acordare a acestei derogări, un subiect sensibil, consideră el, în relația cu reprezentanții Comisiei Europene. Chiar astăzi a ajuns la MAPA și la mine și la domnul ministru și la doamna director general a ANF o cerere din partea mediului asociativ pentru o derogare pentru păioase, pentru utilizarea neonicotinoidelor. Ultimii ani în care n-am avut la dispoziție instrumentul ăsta, se pare că au apărut probleme pe care nu le-am prevăzut inițial, cum ar fi un atac foarte serios de zabru, Stenebrioides, care a făcut ravagii în toamnă și în primăvara asta. Urmează să analizăm argumentele aduse, pentru că au fost depuse și documente justificative sub forma unor studii. Și vom vedea dacă putem să argumentăm folosind și situația pe care o avem acum în întreaga piață și în contextul unui pericol de criză alimentară, dacă putem să obținem, să argumentăm, de fapt, pentru că noi trebuie să obținem aprobare de la Comisie, să folosim o derogare pentru păioase, în special grâu și ors.
Există solicitarea asta, sunt sigur că vor mai veni și altele. Probabil că mai toate organizațiile de fermieri se vor alia în spatele demersului. Vom analiza cu atenție și o să, bineînțeles că eu o să pledez pentru acordarea ei, dar nu pot să spun de acum că o vom avea sau nu. În momentul de față, pentru câte culturi avem noi derogări? În momentul de față, pentru neonicotinoide, avem derogări la porumb, floarea soarelui și sfeclă. A fost un adevărat iureș al prețurilor și de această dată mă refer la fructe. Primele căpșuni erau atât de scumpe încât îți era frică să te și uiți la ele. La cireșe a fost mai rău, pentru o jumătate de kilogram trebuia să faci credit la bancă. Acum prețurile sunt mai realiste, uneori cam prea grele pentru buzunarele noastre. Oricum, fructele de sezon au început să invadeze piețele și am început să ne facem rezerve pentru iarnă de gemuri și dulcețuri. În Iași, colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, ne anunță că zmeura autohtonă a cucerit tarabele, cum ar fi cea din plantațiile de la Războieni, culturi îngrijite de Dorian Secară. Nu am avut chiar nici într-un an așa rod. Se vede că gunoiul de grajd își face treaba. Uitați cum stă gunoiul. Mulți mi-au spus că am băgat foarte mult gunoi, dar nu e adevărat, că ele, având și apă, a scăpat și la apa asta, reacționează foarte bine. Hai să facem o tură aici în zmeura ta. Sunt drajonii care pot să pe vârfuri. O să înceapă să înflorească pe vârfuri. Și asta e vățul mic lăsat din noi din toamnă. Bineînțeles să rămâne aici, noi o tăiem total cu toamna, dar ea vă tot crește și tot astăzi. Prețul la zmeură va fi de 30 de lei pe kilogram. Cu 30 de lei plecăm anul ăsta. Și nu o să scadă foarte mult, pentru că este foarte mult cheltuială la creștere motorină, combustibil, oameni și așa mai departe. Vă așteptăm pentru comenzi, vă așteptăm să ne sunați, aveți numărul de telefon și pagina noastră. De acum, să vă spun, îi dăm start de astăzi, îi dăm drumul la treabă. Cei care vor să vină să culeagă ei singuri, sunt așteptați cu mare drag. O să fie undeva la 25 de kg dacă culegeți singur cu noastră. Și culegeți și vreți cât doriți, cât nu să fie nevoie. La revedere! Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.